Nu vă intimidați, doar Andra. E doar roșu. Da. Asta e partea grea pentru ei. Nu săriți, se vede. Pentru noi a fost foarte greu din cauza sălii, care e prea joasă pentru noi, cu acest număr care l-am făcut. Ne trebuie ceva, o înălțime mai mare. Oricum, ne-am adaptat timp de câteva minute la sala aceasta și am făcut, cred că, o treabă bună. Fii atent, fii atent! De ce ați ales să participați la România au Talent? Nu știu, suntem deja într-un, că noi muncim și în circuri diferite și am vrut să arătăm publicului român ceva nou, poate ceva care nu am văzut nici eu, că urmăresc și eu de mult România au Talent și putem să încercăm să vedem, mergem. Dificil este să faceți ceea ce faceți voi și câte ore de antrenament necesită acest lucru pe zi? Orele de antrenament poate să ajungă și la 4-5 ore pe zi. Dar e nevoie de foarte multă muncă, adică timp de un an de zile depinde de băiat cum sare, cum este de adaptat. Pe de asta vă zic că leagănul nu e ceva ca să te poți fixa numai într-un loc să vii. Nu poate să te ducă și mai sus și mai jos, depinde, foarte mult depinde de toți colegii. Și de aia e și complicat, ajunge la un an de zile repetiții. Acrobația, de mici copii, cred că toți acrobații, eu am fost gimnast, ne-am făcut cunoștință pe rețele de socializare, care prin la sala sport, de sport și ne-am întâlnit, ne-am propus să facem ceva și am început antrenamentele, adică eu deja mă ocup cu acest număr de 16 ani, trupa s-a schimbat, foarte multe persoane au trecut. Și cu băieții lucrăm împreună de un an de zi. Avem foarte multe spectacole și în afara României, am fost și în Japonia, am fost și toată Europa aproximativ. Putem să perfecționăm numărul ăsta, adică să arătăm niște trucuri care, cum am mai zis colegii dumneavoastră, că fac câțiva oameni în lume aceste trucuri, dintre care unul e la noi, un băiat. Și am putea perfecționa, dar numai să ne permită înălțimea. Acest număr, cum am făcut cunoștință cu el în perioada sovietică, au fost niște artiști care au început ei și de la ei și ne-am inspirat. Circul sovietic de acolo, acolo a fost circ.